Atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu. Aruncând o privire prin biserici, observăm că majoritatea credincioșilor, din păcate, nu citesc Biblia, iar dacă o citesc, este pentru că sunt mustrați de cei din față. Decât să condamnăm pentru că nu se citește Biblia, mai bine să vedem de ce nu se citește și să căutăm soluții, nu vinovați. Una din cauzele pentru care nu e citită Biblia este irelevanța ei în viața noastră de zi cu zi. Dacă nu aplici ceea ce citești, atunci nu prea are rost să citești. De aceea, te încurajez să urmezi pas cu pas ceea ce te învață Biblia. Aplicând acești pași, vei vedea cât de relevantă va deveni Biblia în viața ta. Începe cu pocăința, botezul în apă, urmând botezul cu Duhul Sfânt. Caută apoi să faci ceea ce făceau și ucenicii. Vorbeau despre Dumnezeu cu fiecare om care îi asculta. Nu vorbesc neapărat despre evangelizare, ci despre a fi dispus să-i expui pe cei cu care ești în contact Dumnezeului căruia tu îi slujești. Vorbește-le despre experiența ta personală cu El.